Am revenit, dragii noștri, și au poposit la noi în studio și alte doamne și domnișoare la fel de speciale. Avem în dreapta mea pe doamna Mariana Țiclanu, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru că a acceptat din nou să vină, și vreau să vă spun așa, dați-mi voi înainte să rostiți ceva, de câte ori o sun și spun veniți la emisiune, vă aștept cu mare drag, n-am cum să te refuz, îmi ești prea dragă, dați-mi voi să vă spun că îmi crește sufletul de bucurie. Bine te-am găsit și mă bucur de fiecare dată să fiu alături de tine, în orice împrejurare. Îmi ești dragă prin tot ce faci tu, prin prezența ta. Vă mulțumesc tare mult și vă ador și eu la fel de mult, exact cum ceea ce simțiți dumneavoastră simt și eu. Iar oamenii care respectă pe cel de lângă el, înseamnă că sunt oameni de valoare. Da, eu mă respect într-adevăr reciproc. Da, a venit lângă noi și Andreea Baboi. Bine ai venit, Andreea! Bine v-am regăsit pentru a doua oară la dumneavoastră aici în emisiune. Mulțumesc frumos pentru invitație. Cu mare plăcere. Așa, când putem, venim cu mare drag, pentru că e frumos. Trebuie să vă vadă telespectatorii. Trebuie să aducem noutățile pe care voi le aduceți cu mare, cu mare drag și cu, până la urmă, cu sârguință și cu muncă și cu tot ceea ce vine din spate. Ești colega de trupă a Adrianei Stuparu. Colega și prietena mea, și pot spune că este ca o soră mai mare, așa ne înțelegem bine. Tu ai jucat în videoclipul Adrianei? Da, am fost și eu acolo, prin figurație puțin. Destul de multă muncă, dar a ieșit foarte frumos. Da, chiar sunt încântată. Sigur că da și poate... Îți dai seama dacă este ea încântată cum sunt eu? Cel mai frumos lucru este să te bucuri cu adevărat de un lucru cu adevărat reușit. Să știi că s-a muncit destul de mult. Am filmat două zile cu prietenii și cu apropiații. Am filmat o singură zi. A doua zi am filmat doar cu Mirele și Mireasa și eu. Însă le mulțumesc că au fost alături de mine, pentru că am plecat de dimineață și am mai venit pe la ora 10, cred. Da, seara. Când aproape toate fetele aveau bateria consumată la telefon și toată lumea mă căuta pe mine, știi? Mai întârziați, mai durează, mai toate mămicile, toți prietenilor. Era un fel de centrală la tine. Da, 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 pentru că nu știu ce se întâmplă. Ele, îți dai seama, fiind foarte încântate de ceea ce au filmat și scena de la râu și acasă și așa, au făcut poze, au trimis cred, pe Facebook. Cred că a fost Facebook-ul plin în ziua respectivă și următoarele câteva zile. Care au fost părerile celor din jur, oamenii? Să știi că foarte mulți... Părerile sunt exprimate în numărul de vizualizări, exact, din punctul meu de vedere, și tuturor le-a plăcut și m-au felicitat pentru ceea ce am reușit să fac. Și eu le mulțumesc pentru că mă urmăresc și mă susțin. Și au fost numai păreri de bine. Sunt încântată. Ești mai mult decât încântată, se vede pe fața ta. Te invităm să ne mai cânti încă două piese și o să mai vedem și încă un videoclip de la Adriana Stuparu. Cum se numește videoclipul? Mama e o cerească mană. Este videoclipul, da, videoclipul filmat acum 2 ani. Și de suflet. Da, da. Pentru că a jucat și mama a ta. A jucat acolo, și mama mea, sigur, da. Că da. Draga mea, te invităm să ne mai cânti cele două piese și urmărim apoi și videoclipul de la Adriana Stuparu. Să vă arate, mă!
flăcări, că eu când eram ca voi, nici dracu nu mă întrecea, nici un mândre nu scăpa. Haideți, intrați în dans cu mândruțele de braț, că eu dintre feciori eram primul la muieri. Haideți, intrați în dans cu mândruțele de braț, că eu dintre feciori eram primul la muieri. Omule, trăiește-ți viața, chiar de suferi și ție greu, să ai în suflet speranța că ai să iubești din nou. Fiecare clipă în viață s-o cotește-o ca pe un dar, să petreci omule în vață că-ți trece vremea în zadar. Cum
dorm și cel mai fericit om măi. Oricât în viață ar trudi, când e vorba de copii, mă, niciodată nu se plânge, doar zâmbetul lor i-ajunge. Vrea să-i știe fericiți că ea i-a crescut cu minții mari. Îi se luminează fața pentru copii și-ar da viața. Cresc mari, drum lung, râuri de lacrimi îi curg. Chiar de ele dă câte o palmă, îi e drag când strigă mamă. Cu ale ei vorbe bune, mama la copii le spune. V-am crescut în omenie, maică să-mi semănați mie. Că eu v-am crescut ca lumea, să nu umblați cu minciuna. Să nu uitați toată viața, nici credința, nici povața pe care v-am dat-o, mamă, că-ar fi cea mai mare palmă pe care o iau peste față și-aș primi-o de la viață. Pe unde ați fi călătorii, să fiți buni și iubitori, crește, să fiți oameni de nădejde. Ați urmărit un alt videoclip de la Adriana Stuparo, draga mea. Vroiai să mai spui ceva despre un târg de toamnă. Te rog chiar acum. Da, este vorba de târgul de toamnă, toamnă buzoiană, care se organizează la Buzău pe 15 și 16 octombrie. Vă așteptăm pe toți cu mare drag. Unde o să participăm și noi. Da, o să fim prezenți toți. Va fi muzică, joc, și voie bună. Bună, degustări de vinuri și toate preparatele tradiționale care se fac la noi aici în Buzău. Unde în va fi spectacolul? Pe platoul Dacia. Sâmbătă, începând cu orele 10, vă așteptăm până seara târziu. Iar nu știu, dacă va ține și vremea cu noi, ce bine va fi. Până la ce oră, oricum o să ne distrăm pe cinste și sunt sigură că o să țină vremea cu noi, pentru că au anunțat că se încălzește de săptămâna viitoare. Și de asemenea și pe 16, când vor fi premiați seniorii care au participat la jocurile, la campionatele de remi, table și șah. Și, adică domnii aceia care joacă prin crâng? Da, exact. Iată ce frumos, exact. Cineva s-a gândit și la acei domni care au ajuns la pensia, o vârstă onorabilă și care își petrec timpul într-un mod plăcut, nu-i așa? Da, și vor fi premiați, bineînțeles, și producătorii la rândul lor vor fi premiați, așa cum v-au obișnuit în fiecare an. Producătorii este a 11-a ediție. Toți producătorii din județul Buzău. Producătorii de... De diverse chestii. Da. Okay. Da. Draga mea, baftă să aveți acolo și la spectacolul acesta. Mulțumim, succes, vă așteptăm în continuare. Te aștept și cu mare drag. Vă aștept cu mare drag. O să ne vedem cu siguranță pe 16, pentru că voi fi și eu acolo. N-am cum să te refuz, draga mea, pentru că mi-ești la fel de drag, așa cum spunea și doamna Mariana. Și noi suntem așa o mână de prieteni adevărați, dar care... Așa și trebuie, din punctul meu de vedere. Așa și trebuie, pentru că nu suntem mulți, suntem puțini și trebuie să ne susținem unul pe celălalt și trebuie să... Fără doar învățăm de la cei născuți mai devreme decât noi.
ca să spun foarte așa? Frumos spus, născuți mai devreme, draga mea. Tu ești o diplomată și o drăguță din toate punctele de vedere. Draga mea Adriana, îți mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Așa cum de altfel am mulțumit tuturor de fiecare dată, pentru că îmi face o deosebită plăcere să am așa casa plină, ca să spun. Pentru că aici la Hotel Art, exact ca acasă suntem, sunt gazde ospitaliere. Mulțumim foarte mult, tu știu că ești foarte ocupată și te duci acum ca ai trepșoară, așa că te lăsăm să pleci. Îți mulțumim încă o dată și îți urăm baftă la ceea ce ai de făcut astăzi. Dragii mei, așa cum de fiecare dată ne place să promovăm sportul, am mers și noi într-un loc unde se practică sportul. Sportul, aș putea să spun, în pași de dans. Pentru că de la cea mai fragedă vârstă până la 50 și ceva de ani, oamenii vin la școala lui Răzvan Rotaru, zis Mike, toată lumea îl știe de Mike, cel care învață din fragedă pruncie de la 3 anișori până la 50 și ceva de ani, pe cei care doresc să învețe dansul. E, am mers și noi acolo, am filmat, haideți să vedem ce am surprins acolo și revenim imediat cu discuții în platou. Dragii mei, astăzi vă introducem așa în lumea dansului și stăm de vorbă cu Mike, cel care este responsabil cu tot ce se întâmplă aici. Bine te-am găsit, Mike! Bine v-am găsit noi la Mike School of Dance, bine ați venit la noi! Toată lumea te știe ca fiind Mike, dar tu de fapt te numești altfel. Da, eu sunt Răzvan Rotaru, mă rog, Mike vine de la Mihai, dar numai familia și cei apropiați îmi spun Mihai, dar foarte rar, a ajuns și mama să-mi spună Mike, deci lumea nu știe de Mike. Aici. Ia spune-mi și mie ce se întâmplă de fapt aici. Aici se întâmplă niște cursuri de dans, cursuri de hip-hop, de dansuri țigănești, de dans contemporan, de vals, de tango, de cabaret, de salsa, habar n-am. Încerc să-i învăț câte puțin din toate. În primul rând aici încercăm să lucrăm la dezinhibarea lor, asta e cel mai important lucru. Apoi dacă vor să devină dansatori profesioniști, lucrăm și la asta. Avem trupe de elite, unde tragem un pic mai tare de ei. Scopul este să facem niște spectacole, avem două spectacole pe an, bine, două spectacole care s-au transformat în șase, pentru că avem foarte mult public. Avem un spectacol vara, unul iarna, spectacolele sunt caritabile, de fiecare dată luptăm pentru un băiețel Vladimir și schimbăm tema, cum ziceam. Nu știu, vara trecută am avut cabaret, de exemplu, acum în iarnă vom avea hip-hop la greu. Iarna asta o să fie un spectacol special pentru că o să fie spectacol aniversar de 10 ani de Mike School of Dance. La mulți ani! Să-ți meargă bine încă 60 de ani de aici încolo! Mulțumim, Doamne ajută! Sperăm să meargă din ce în ce mai bine. Copiii sunt mulțumiți și asta contează cel mai mult. Că veni vorba de copii. Ai copii de la cea mai fragedă vârstă până la adulți, până la ce vârstă? De la 3 la 52 de ani. Cel mai în vârstă cursant al meu este chiar mama. Avem o trupă de mămici și anul acesta pentru prima oară cineva și-a înscris copilul în avans cu 2 ani. O mămică m-a sunat, mi-a spus că are 2 ani, i-am zis că e cam mică fetița și mi-a zis nu vreau pentru 2018, dar să-și asigure locul. Face înscrieri și în avans? Da, facem înscrieri în avans, avem o listă de așteptare și atunci când facem preselecții sau când avem nevoie de oameni noi, îi chemăm de pe lista de așteptare. Se poate înscrie oricine la tine doar să-și dorească să danseze sau trebuie să întrunească și anumite calități? Doar să-și dorească să danseze, să se distreze, să-și petreacă timp cu noi. În primul rând e o școală de dans, deci noi suntem dispuși să învățăm pe toată lumea, nu avem preferințe, nu alegem dintre cei care sunt pe lista de așteptare, dar când facem audiții pentru anumite trupe, atunci alegem. Sunt trupe mai vechi în care nu facem înscrieri, în schimb dacă rămân prea puțin, atunci vrem oameni noi, dar care să știe cât de cât și de acolo alegem. Dar în rest, pentru trupele noi, nu avem nicio preferință. Oricine e binevenit aici. Pentru trupele de elită, ce cauți în mod special la un copil, la un tânăr care își dorește să danseze și întrunește și anumite calități? Ce trebuie să întrunească, cel mai important să fie? Cel mai important, atitudinea.
Importantă e și muzicalitatea, bineînțeles, să știe pe ce dansează, dar fără atitudine nu faci nimic. Eu le spun tot timpul că nu putem dansa în sine, trebuie să transmitem o poveste, un mesaj. Indiferent, adică și pe hip-hop nu trebuie să transmiți numai că ești cool sau nu știu cum, și acolo pot fi dedesubturi tot timpul. Și e nevoie de un mesaj, dansăm pentru cineva și atunci transmitem asta, adică să fie clar, fără poveste nu se poate. Asta înseamnă că trebuie să aibă o anumită mimică, o anumită gestică? Cu siguranță. Noi lucrăm la gestică și la mimică cu ei foarte mult. Eu sunt și actor și poate că asta îi ajută cumva. Eu le propun tot felul de jocuri, numai de dans, de mișcare, de cunoașterea corpului, dar și să le pună un pic mintea la contribuție, încerc să-i fac atenți unii la alții. O jumătate de oră pe lună o sacrificăm pentru socializare. Mi se pare că foarte mulți copii din ziua de azi uită să-și spună pe nume, uită cine e în dreapta, cine e în stânga, sunt foarte blocați în telefoane, în laptopuri și tablete. La sală nu accepti așa ceva? În niciun caz. Nici la sală, nici când ieșim în oraș. Când mai sunt în oraș cu copilașii, cu trupele mai mari, telefoanele sunt toate strânse la mijloc și stăm de vorbă unii cu alții. Trăim în mediul real, nu virtual. Și așa încerc să le propun jocuri, nu știu, de cu ce e îmbrăcată Simona azi, cu ce e îmbrăcată Andreea, cu ce e îmbrăcat Răzvan, cu ce... Și pun asta cu ochii închiși și sunt puși în dificultate și nu se gândesc că trebuie să fie atenți. Îi învăț să se prezinte. Mi se pare că ne prezentăm, dăm mâna, dar suntem cu privirea în pământ. Și atunci nimeni nu o să-mi rețină numele. Trebuie să spun clar, eu sunt Răzvan, să mă uit în ochii celuilalt și să încerc să-i rețin și eu numele. Da, după cum spuneam, nu știu, lucrez, mulți părinți îmi spun că după o lună, două de dans devin mult mai sociabili, că au note mai bune, că vorbesc mai mult. Eu îi încurajez foarte tare să spună ce își doresc, chiar dacă au 3 ani, chiar dacă au 52 de ani. Eu și Corina, colega mea, nu ținem, asta e coreografia noastră, așa trebuie să iasă. Suntem deschiși la sugestii, la propuneri și eu cred că și un copil de 4 ani poate să-mi dea sugestii pentru dans. Sunt convins că e ceva acolo și... Că eu am nevoie să fiu ca ei. Nu, eu nu vreau să-i fac să fie, să gândească cum gândesc eu la 29 de ani, eu vreau să mă joc cu ei. Și cred că asta îi șochează la prima ședință, dar le și place foarte mult. Tocmai am deschis o grupă nouă de 5-6 ani și le-am zis și acum stăm în cap. Și ei se așteptau ca ei să stea în cap și eu să mă uit la ei, fiind adultul. Nu, eu m-am pus primul în cap și erau, ok, face și el cu noi, atunci putem. Bine, ei se mai sperie și de barbă. După nici 3 săptămâni o îndrăgesc și sunt așa, vin la mine și trebuie să mă aplec să-i lasă măgâdile în barbă, le place foarte mult. Extraordinar, dăm voie să spun că deja am început și eu să mă simt bine și s-ar putea să vin să iau și eu cursuri de dans. Te așteptăm la trupa de mămici, la Black and White. Să știi, da, mulțumesc tare mult, Maică, să ai putere de muncă și să ajungi cu cele mai bune trupe acolo unde îți dorești tu. Cu drag. Mulțumim foarte mult. Poate ar fi important să zicem și că mergem la România au talent la preselecții. Așa că ce tare! Vorbește despre lucrurile astea. Mergem cu trupa Heartbeats la preselecțiile de la România au talent. Ele sunt pregătite, vor merge cu un moment cu care au câștigat locul întâi național la un concursul de danse SDU pe categoria MTV Commercial. Sper să n-aibă emoții și să fie așa cum le-am învățat, le-am zis, important e să fim campioni pentru noi. Avem nevoie și de confirmările altora uneori, care sunt mai mari decât noi, dar important e să spui, am fost acolo și nu regret nimic, am dat tot ce am avut mai bun. Și atunci, indiferent de rezultat, eu sunt mulțumit de ele, că știu ce pot. Le-am zis doar să nu aveți voi regrete. Sper să fie ok. Baftă, ți urăm și noi de pe acum și să te întorci cu lauri. Mulțumim, să fie, cine știe. Haide să luăm și câteva cadre, să vedem... dansatorii, copiii care dansează în acest moment și cine știe, poate veni și dumneavoastră la pași de dans. Sigur, vă așteptăm la noi. Say,